de noi în aceste momente. Domnule, cum vedeți lipsa unei întrebări? Bună ziua! Lipsa unei întrebări totuși. Președintele, iată, merge la consultări parlamentare, merge la consultări cu reprezentanții din justiție, însă în aceste momente face avertizări și amenințări asupra guvernului, dar totuși nu există o întrebare. Să încep cu o glumă, așa, să spun altă întrebare, apropo de întrebarea care nu există. Mie, ca cetățean, în primul rând, mi se pare o chestiune foarte neserioasă. Vrem să facem un referendum, nu știm despre ce e vorba, va fi sigur un referendum pe 26, dar nu știm întrebarea. Cum spuneam, altă întrebare, nu știu cu cine vrea să se consulte domnul președinte Klaus Iohannis, dar, încă o dată, eu, ca cetățean al României, ca tânăr cetățean al României, mi se pare un fel de joc politic, așa, nu știu, pe care domnul președinte Klaus Iohannis într-adevăr îl face de ceva vreme. Eu înțeleg că suntem în an electoral, înțeleg că vor fi prezidențialele, dar cred că importanța unui referendum trebuie să îi se acorde importanța cuvenită și nu neapărat un joc așa politic, și cred că ar trebui mai multă seriozitate cu privire la acest aspect, pentru că până la urmă, consultul cetățenilor, acum știu că poate de foarte multe ori, și asta e sentimentul nostru al multor cetățeni, nu prea suntem luați în serios decât la alegeri, decât la voturi. Și asta, din păcate, este o chestiune care se adresează și vreau să adresez acest mesaj întregii clasei politice din România, dar totuși cred că trebuie să fim luați mai mult în seamă, mai mult în serios și nu doar folosiți în aceste jocuri politice pe care, iată, acum președintele Klaus Iohannis le face în acest moment. Este trist că se folosesc teme precum justiția și, așa cum spunea domnul Bogdan Ficiac mai devreme, sunt chestiuni care nu se pot supune unui referendum public conform Constituției, chestiunile de justiție, de fiscalitate. Acum nu știu, să vedem întrebarea. Până atunci rămânem la altă întrebare. Domnule, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste precizări. Mulțumesc că de la v-ați fost domnului Crețu.